Epistola Apostolului Pavel către Filipeni a fost scrisă cam după 10 ani după ce Apostolul Pavel a fost în Filip. Noi știm că Apostolul Pavel a mers în Filip și știm că acolo, dacă ne uităm în Fapte 16, cred, este prezentat lucrul acesta. Vedem că Apostolul Pavel a mers în un loc unde credea că e un loc de închinare și acolo întâlnește pe Lidia, apoi pe roaba cu duh de ghicire, este băgat în temniță. Știe cineva cu cine a fost Apostolul Pavel în Filip băgat în temniță? Cu cine era el, cine îl însoțea? Sila era cu el. Și acolo se pocăiește temnicerul din Filip după întâmplarea aceea cu tremurul și li se desface legăturile și Pavel și Sila sunt slobozi. Numele acestei cetăți Filip vine de la tatălui Alexandru cel Mare, care îl chema Filip. Era un oraș, un oraș bogat, o colonie romană și după ce îi prinde și vine și spune, înainte ca să-i aresteze, spune: noi romanii nici nu trebuie să urmărim aceste obiceiuri. Și de ce spun lucrul acesta? În cetatea aceea nu era o sinagogă evrească, nu erau foarte mulți iudei. În capitolul acesta, un aspect pe care el spune aici, Pavel, este, spune: păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Și vine el și spune aici că eu sunt tăiat împrejur în ziua 8-a din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privirea la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Pavel se poziționa bine între cei din vremea lui, între iudei. Dar de ce avea el probleme cu iudeii? Iudeii le era foarte greu să accepte creștinismul dintr-un motiv foarte simplu. Dumnezeu a chemat pe Avram și din Avram, prin Iacov, s-a format poporul Israel. Și ei aveau o mândrie religioasă foarte mare, pentru că Dumnezeu alesese un popor mic, prin care Dumnezeu și-a revelat legea și rânduielile sale, și care aveau ca și scop să fie lumina neamurilor. Evreii trebuiau să ducă legile lui Dumnezeu, rânduielile lui Dumnezeu, și ei să fie credința lor și rânduielile lui Dumnezeu au fost, dacă vreți, și astăzi, cele 10 porunci sunt aproape în toate constituțiile tuturor statelor, pentru că sunt niște principii ale lui Dumnezeu. Ori acum au venit ucenicii care nu erau niște oameni, să zicem așa, foarte importanți în societate, ucenicii Domnului Iisus Hristos, și prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ei au dat toată lumea peste cap și cumva le luau locul lor. Și atunci erau unii dintre ei care veneau și spuneau așa: învățăturile acestea nu sunt suficiente, sunt ele bune, dar mai este ceva. Voi trebuie întâi să fiți iudei și după aceea să fiți creștini. Și ei veneau și spuneau: trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să păstrați sabatul, trebuie să păstrați cele 10 porunci și legile, obiceiurile, după care deveniți prozeliți și după aceea puteți să fiți și creștini, pentru că Hristos a fost evreu. Și Pavel era deranjat de lucrul acesta pentru că el explica și le arăta că nu prin lege oamenii pot căpăta neprihănirea. Și să știți că lucrurile acestea de-a lungul istoriei au creat multe probleme și astăzi mai sunt oameni care spun lucruri asemănătoare. Și Pavel vine și spune, dacă vă uitați mai la sfârșitul capitolului, spune în versetul 17: urmați-mă pe mine, fraților. Și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi.
Este un lucru important lucrul acesta. Și eu l-am învățat când eram încă adolescent. Și cineva mi-a dat un sfat bun și n-am să-l uit niciodată. Și el mi-a spus așa, mă, dacă vrei să ai o viață cu Dumnezeu, o viață bună pe pământul acesta, o viață înțeleaptă, uită-te la oameni care au avut rezultate bune în viața lor. Și zice, uită-te la credincioși. Dar alegeți modele când te uiți la ei, de la cei care au avut rezultate bune începând în familia lor. Dacă cineva predică Evanghelia și niciunul din familia lui nu e pocăit, e un mare semn de întrebare. Dar dacă cineva are o familie numeroasă și toți sunt credincioși, încearcă să afli secretul acestor oameni. Biblia spune, uitați-vă cu atenție la ce? La sfârșitul felului lor de viețuire. Nu cum au început, ci cum termină. Înțelegeți, dragii mei? De aceea Pavel vine și spune, eu sunt un exemplu pozitiv, uitați-vă la cei care fac lucrul acesta. Pavel vine și spune, eu într-o poziție favorabilă, ca și cetățean roman și iudeu și foarte bine școlit, el a ales să devină un apostol rob al lui Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, noi trebuie să fim cu mare atenție în lucrarea lui Dumnezeu. Nu avem voie să fim nicio pricină de descurajare sau de păcătuire pentru cineva și trebuie să fim și să avem o bună mărturie. E adevărat că trăim vremuri complicate și uneori primesc invitații la grupuri și mă uit până cineva mi-a trimis invitații și pentru căsătorii și alte iure și zic, uite oameni în toată firea care umblă cu bazaconii pe net și nu știu să lucreze și nu-și dau seama de anumite lucruri. Dar, dragii mei, este important să înțelegem lucrul acesta. Pavel vine și spune, pentru mine, toată poziționarea aceea, toată poziția pe care o aveam, le-am considerat eu neimportante. Este mai important, și-a spune odată un frate că după a doua zi, după ce s-a scufundat Titanicul, au fost doar două liste. O listă pe care scria cei care au murit și cei care au scăpat. Nu mai conta cine au fost și ce au avut. Era o listă a celor vii și lista celor morți. Noi, înaintea lui Dumnezeu, nu contează ce părem și ce văd, ce mașină conducem sau știu eu ce casă avem sau ce n-avem. Sau... Nu, înaintea lui Dumnezeu contează ce e în inima noastră. El cunoaște inima noastră, El cunoaște că noi suntem ceva în Iisus Hristos, nu prin ceea ce noi facem. Și spune El despre El, zice, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Pavel vine și spune, depărtați-vă, păziți-vă de oamenii aceștia. Și era clar că căuta să oamenii aceștia să-i tulbure și să rebage anumite lucruri care nu aveau nicio legătură. Legea și poruncile au ținut până la Domnul Iisus Hristos. El a venit și a trăit și a împlinit legea. De aceea, fraților, călăuzirea Duhului Sfânt este foarte importantă. Spune că și cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Oare noi ne punem încrederea în lucrurile pământești? Spune aici, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci ceea ce se capătă prin credință, prin ascultare în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, prin ascultare. Și spune, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Nu toți dorim ca să trăim o viață desăvârșită, o viață nouă. Dar spune mai departe și părtășia suferințelor Lui. Cred că asta nu ne prea place. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Pavel arată poziționarea lui de slujire, chiar prin suferință,
și nu se mândrește cu ceea ce de fapt el era convins că va câștiga și premiul chemării și va ajunge la învierea din morți. Spune nu că am și câștigat premiul sau că și am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Doamne, ajută-ne ca să înțelegem care e cinstea și să alergăm. Și el în altă parte spune, de exemplu, pe plugar care seamănă și așteaptă cu răbdare, de exemplu, pe soldat, pe cel care are o armătură și care se supune și se înfrânează. Dă exemplu pe cel care e gimnast și care participă după rândul el. Spune, gândul acesta să ne însuflățească pe toți care suntem desăvârșiți. Care gând? Premiul chemării cerește al lui Dumnezeu. Să alergăm pentru aceasta. Și dacă am vreo privință, sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care ați ajuns, de aceeași părere, să umblăm la fel. Aici aș vrea să subliniez un aspect și ar fi bine ca să înțelegem lucrul acesta. De aceea în biserică există o coordonare și chiar dacă sunteți mai puțin și în bisericile mari, de asemenea, este o rânduială și lucrul acesta este important pentru că oamenii văd că noi trăim în părtășie și spune în lucrurile în care ați ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Nu o să observați niciun om matur că se duce într-o altă biserică să le spună acelor oameni ce să facă. Pentru că fiecare biserică se cărmăiește după înțelepciunea dată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu ne ducem să stricăm obiceiurile sau să schimbăm alte lucruri, dar noi avem exemplu pe Domnul Iisus Hristos, avem exemplu pe înaintașii noștri. Spune, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda aceasta. Cum adică la cei care au ca scop să câștige premiul chemării pe care o aveți în noi, că v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sunt oameni care și în biserică uneori li se spune anumite lucruri și parcă le intră pe ureche și ies pe alta. Nu mă îndoiesc că oamenii aceștia se masă călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Pavel suferea pentru aceasta și spune că v-am spus de multe ori și vă spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dar știți care este răsplata acestor oameni? Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Cu tristețe vreau să spun că am cunoscut oameni care nu au fost mulțumiți, au fost oameni care veneau la adunare și erau nefericiți și oameni care nu îl cunoșteau cu adevărat pe Dumnezeu și au murit într-un mod destul de trist. Aici spune că oamenii aceștia se gândesc la lucrurile de pe pământ și la mâncare și în alte lucruri, dar spune, dar cetățenia noastră este în cerul de unde și așteptăm ca mântuitor pe cine? Pe Domnul nostru Iisus Hristos. Este important lucrul acesta, suntem cetățeni în ceruri, încă n-am ajuns acolo, dar spune de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Se referă aici, când Domnul Iisus Hristos va reveni, spune, El va schimba trupul stării noastre smerite. Știm că la revenirea Domnului Iisus Hristos să jertfească biserica, cei credincioși vor învia și atunci vor căpăta și ei un trup de slavă. Dacă Duhul și Sufletul se duce la Dumnezeu care l-a dat după ce murim, va fi răscumpărat și în trupul acesta și va fi schimbat într-o clipă, într-o clipială de noi. Și spune, El va schimba trupul stării noastre zmerite și va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Atunci va fi mântuirea completă, va fi și ultimul stadiu, așa cum a spus, iertarea, sfințenia. După ce ne-am convertit, primim atunci la convertire, primim iertare, după aceea trăim o viață de sfințenie, iar la revenirea Domnului Iisus Hristos va fi completă, pentru că atunci vom căpăta în trupul acela veșnic de slavă pe care ne-l va da Dumnezeu. Lucrurile acestea, cred că deja noi am trecut prin ele și acum Dumnezeu să ne ajute și să ne cercetăm în lumina Cuvântului și în lumina Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne călăuzească pe fiecare. Amin.